Substantivele defective. Material pentru clasa a șasea. Citește cu atenție enunțurile de mai jos. Artistul a fost primit cu aplauze. Astăzi vom găti spaghete cu sos. Bunica noastră a cumpărat lapte. Fotbalul este sportul lui preferat. Pune substantivele scrise cu albastru la numărul singular și pe cele scrise cu verde la numărul plural. Ce observi? Probabil că ai observat că acest lucru este imposibil. Află ce sunt substantivele defective de singular. Remarcăm faptul că substantivele scrise cu albastru, aplauze și spaghete nu au formă de singular. Substantivele care nu se pot număra și care nu au formă de singular se numesc substantive defective de singular. Alte exemple de substantive defective de singular: șale, tăiței, pantaloni, ochelari, carpați. Află ce sunt substantivele defective de plural. Remarcăm faptul că substantivele scrise cu verde, lapte și fotbalul nu au formă de plural. Substantivele care nu se pot număra și care nu au formă de plural se numesc substantive defective de plural. Să vedem și alte exemple de substantive defective de plural. Curaj, miere, unt, liniște, Sibiu. Atenție! Nu se vor confunda substantivele invariabile de tipul pui, ochi, nume cu substantivele defective. Acestea nu sunt substantive defective de număr, ci au aceeași formă pentru singular și plural, distincția făcându-se în funcție de context. De exemplu, un pui, niște pui, acest ochi, acești ochi, nume interesant, nume interesante. Iar acum este timpul pentru exerciții.